Selfie. Eu despre mine. Disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a 5-a. Selfie este o fotografie pe care o persoană și-o face singură. De ce crezi că unii copii de vârsta ta își fac fotografii singuri? Tu ți-ai făcut vreodată un selfie? La vârsta ta ai multe gânduri despre tine, despre felul în care arăți, despre emoțiile tale, despre relațiile cu ceilalți, despre ce este important pentru tine, despre cum înveți, dar și gânduri legate de părerea pe care o au ceilalți despre tine. Toate acestea formează imaginea pe care o ai despre tine. Ce trebuie să înțelegi este că o imagine de sine bună te ajută să ai mai multă încredere în tine. Iată un alt exemplu. Sunt prea scund, sunt timid, nu mă descurc prea bine la matematică, părinții nu mă înțeleg, nu prea am prieteni. O imagine de sine negativă duce la scăderea încrederii în tine. Acum ia o foaie și trasează un tabel asemănător. În tabel sunt 7 afirmații ale elevei care are o imagine bună de sine și a elevului care nu are format o imagine de sine bună. Bifează în dreptul personajului căruia îi se potrivește afirmația, ca în exemplul prezentat. Ceilalți nu mă plac. Sunt sigur că voi reuși. Îmi place să cunosc oameni noi. Nu are rost să încerc. Scrie deja eșec. Sunt prea timid. Chiar dacă nu voi reuși, măcar să încerc. Îmi este frică să ies la tablă. Tu ce imagine de sine ai? Notează pe fișă câteva aspecte despre înfățișarea ta, despre emoțiile tale, despre relația cu prietenii sau colegii tăi, despre ce este important pentru tine și despre școală sau cum înveți. Pentru acest exercițiu, ai la dispoziție 5 minute. Succes! Ce poți face pentru a avea o imagine de sine bună? Iată câteva idei pe care le poți încerca în perioada următoare. Îți recomand ca tot ce vei completa să adaugi în portofoliul tău. Analizează la final ceea ce ai notat, vei afla lucruri valoroase despre tine, care vor contribui la creșterea încrederii în tine și vor putea duce la îmbunătățirea imaginii de sine. Notează o listă cu minim 5 lucruri sau momente de care ești mândru pentru contribuția avută. Realizează un afiș sau un poster în care să prezinți cele mai importante caracteristici ale tale, așa cum se întâmplă în reclame. Notează 3-4 lucruri care îți aduc de obicei bucurie. Notează 2-3 lucruri pe care poți sau știi că le faci bine. Și nu în ultimul rând, crede în tine. Ești unic, special și minunat.